Bună ziua, dragii noștri cititori Herald, din nou împreună la rubrica Cărți deschise pentru minți deschise în cadrul unei frumoase campanii aflată pe site-ul editurii Herald, Cum ne ajută știința, o campanie unde veți găsi foarte multe titluri din colecțiile Matesis și Cogito. Iar alături de noi astăzi este George Arion Junior, traducătorul cărții despre care vom povesti astăzi și pe care vi-o recomandăm cu mare drag. Este vorba despre Sean Carroll, Marele Tot, și am să vă arăt și cartea la cameră. Sean Carroll, Marele Tot, de la originea Universului și a vieții până la sensul existenței. O carte tradusă de George. Noi am mai făcut de altfel eveniment atunci când condițiile ne-au permis, în urmă cu un an și jumătate, mai bine de un an și jumătate, o carte superbă. Înainte de toate, aș începe discuția cu importanța unei astfel de campanii, da? O campanie pe știință, o campanie de popularizare a cărților de știință. Cât de importante sunt aceste cărți, mai ales pentru tineri? Și aș vrea să te întreb din postura de traducător, pentru că tu ai mai tradus și alte cărți frumoase, alte cărți superbe din portofoliul editurii Herald. Ce ți s-a părut interesant la acest autor și cum l-ai simțit tu? Pentru că eu câteodată fac așa un fel de asemănare între Carl Sagan, pentru că tot povestim despre el în cadrul acestei campanii, pentru că are foarte Da. multe cărți în această campanie. Fac această paralelă între Carl Sagan și Sean Carroll, pentru că vorbim despre un anumit limbaj. Un limbaj poetic, un limbaj narrativ, un limbaj de poveste, de povestire. Încercând cumva, și de asta cred că traducerea este foarte, foarte, foarte importantă, cumva să ajungem la toți cititorii pasionați de știință și să fie cărți pe înțelesul scrise cumva și traduse pe înțelesul tuturor. Să nu fie, eu știu, cărți foarte greoaie, cu un anumit limbaj tehnic, așa cum oamenii ar avea această teamă în momentul în care vorbești despre o carte de știință, bun, cine știe ce limbaj academic, cine știe ce limbaj rigid, da, găsim acolo. Dar, de fapt, și Sean Carroll și Carl Sagan folosesc un limbaj foarte frumos și chiar pe înțelesul tuturor. În primul rând, bună ziua, Sorin, bună seara, bună ziua, doamnelor și domnilor. Sean Carroll, așa cum ai spus și tu, în această carte, cel puțin, își propune să popularizeze, nu-i așa, noile teorii din știință și chiar propria lui teorie, care se cheamă foarte frumos naturalismul poetic. Este o combinație între naturalismul care ar putea părea extrem, să spunem, un naturalism în care sunt eliminate, să spunem, aceste elemente care ne fac viața frumoasă și spune Sean Carroll sau sugerează chiar trăibilă. O combinație între asta, între naturalism și exact aceste elemente mai mici pe care el le numește emergențe. Da? Toate micile mărunțișuri și mai ales feluri de a explica și a vedea lucrurile care ne permit să ducem o viață plăcută, ca să nu vorbim despre aglomerări de atomi, ci să vorbim despre persoane, despre lucruri, despre idei până la urmă. Și așa cum bine ai observat, este un limbaj foarte accesibil, zic eu, doar pe alocuri au fost termeni științifici. Evident, trebuie să existe și termeni științifici corespunzători, însă mereu explicați, mereu ilustrați prin analogii foarte vizuale, foarte ușor de înțeles. Și scopul meu când am tradus cartea a fost să încerc să păstrez tocmai acest limbaj accesibil, să fie cumva la granița dintre știință pură și un
eseu pentru niște prieteni sau niște explicații pentru niște prieteni, pentru că până la urmă asta mi-a dat mie impresia Sean Carroll, că îți prezintă lucrurile ca și cum ai sta cu el la o cafea. Îi spui, explică-mi și mie lucrurile astea, am auzit despre ele, mi se pare extrem de complicate, nu le înțeleg din articole științifice dure, dar explică-mi tu. Iar el exact asta face, prin analogii, prin eu știu, imagini, prin trimiteri la situații din viața de zi cu zi. Și atunci lectura e foarte plăcută și poți să urmărești foarte ușor, zic eu, raționamentele pe care le propune. În ciuda dimensiunilor, pentru că este o carte destul de groasă, da? Da? În ciuda dimensiunilor, este o lectură, am putea spune, captivantă. Da, absolut, absolut. El ce își propune în carte, spune de la bun început din introducere, are două obiective. Să explice universul așa cum îl înțelegem noi acum, în momentul ăsta, la, când a fost scrisă carte, cred că 2016, da, ok, deci recent, nu s-a schimbat fundamental paradigma de atunci, deci odată să explice universul așa cum îl înțelegem acum și în al doilea rând să facă ceea ce el numește terapie existențială, pentru că explicând din punct de vedere științific universul, am putea ajunge cumva eliminând nu toate mărunțișurile vieții, lucrurile care o fac plăcută, am putea ajunge într-un moment în care să spunem ok, suntem, conform lui Sean Carroll cel puțin, suntem niște aglomerări de atomi care au apărut cumva întâmplător, suntem foarte dezvoltați, foarte evoluați, dar totuși ce rămâne? Adică ok, trăim, existăm, dar și ce? Iar el prin terapia existențială pe care o face, grosso modo, așa vrea să ne spună că, ok, trăim, am apărut posibil întâmplător, însă chestia asta ne dă și foarte mare libertate și o foarte mare răspundere. Răspunderea este că noi trebuie să dăm un sens existenței noastre. Nu intră în detalii de genul ăsta, nu intră în detalii de etică, de filozofie existențială, dar grosomodo asta este ideea lui, că suntem și foarte liberi, dar și foarte răspunzători de ceea ce facem. Responsabil. Da. Tu ești tânăr și aș vrea să te întreb, să-mi spui pe scurt cum vezi tu lucrurile acestea. E important pentru, mai ales pentru tineri, sunt importante cărțile de popularizare a științei și nu mă refer numai, nu doar cărțile, dar uite, mă gândeam și la acest festival care urmează să aibă loc în varianta online, asta este, da. Bucharest Science Festival. Sunt aceste pârghii, le numim niște pârghii de cunoaștere, da? Și festivalurile și tot felul de conferințe care au loc pe această temă, pe știință, cărțile, de asemenea, cum sunt cărțile din colecția Matesis a editurii Herald, chiar și cele din Cogito, când vorbim mai mult despre filozofia științei și acolo poate ne ducem puțin în zona eticii, a moralității și așa mai departe. Sunt acestea importante pentru tineri? Eu cred că sunt esențiale, pentru că de curând am urmărit niște podcasturi neapărat despre știință, propriu-zis, cât despre cultură și starea actuală a societății, așa luată în general. Mi se pare că există, sau mi se pare că s-ar putea pistona mai bine în două direcții, pe cultură generală și pe știință. Și de ce pe știință? Pentru că suntem acum conectați la tot felul de calculatoare, device-uri, gadget-uri. Nu-mi dau seama cât de tare ne punem problema cum au apărut aceste gadget-uri, care sunt principiile care au stat în spatele lor, cum ar putea fi îmbunătățite, să spunem. Evident că există niște specialiști care studiază lucrurile astea, incontestabilă. Mi se pare că dacă și publicul general ar avea niște cunoștințe aprofundate despre subiectele astea, ar și folosi mai responsabil, poate, calculatoare, telefoane,
tablete și poate ar căpăta și o curiozitate reală pentru domeniul ăsta, pentru că e un domeniu fascinant și cu cât există mai multă lume pasionată, cu atât avem șanse să nu îmbunătățim lucrurile, poate chiar mai repede, sau să le facem mai performante cel puțin. Și efectiv, mi se pare că și deschide mintea, îți dezvoltă niște capacități de raționare și de interpretare, poate, și de chiar și de calcul, nu, până la urmă. E un domeniu fascinant și mi se pare că merită aprofundat de către toată lumea. Iar cărțile de popularizare și festivalurile de genul celui pe care l-ai menționat tu sunt niște pârghii, niște porți ideale pentru un domeniu altfel destul de stufos și rigid, să spunem. Deci atât, nu doar să folosim gadgeturile, de care cred că suntem cumva, ne-au devenit indispensabile în viața de zi cu zi, numai să ne gândim care sunt utilitățile unui telefon, nu mai vorbim de un laptop, exact, sau de o tabletă sau de un televizor, dar ne gândim că un telefon, cei mai mulți dintre noi au ajuns să nu folosească telefonul cu prima lui funcție, aceea de a, exact, de a vorbi, da, și de a ne auzi la telefon, și ajung prin tot felul de aplicații să folosească telefonul și uite să ne stârnească aceste gadgeturi curiozitatea și să ne dăm seama, dar cum au fost ele făcute, nu, da, doar să le, exact, să le utilizăm. Dragii noștri, am vorbit astăzi alături de George Arion Junior, traducătorul cărții Marele Tot, The Big Picture, al lui Sean Carroll, de la originea universului și a vieții până la sensul existenței, o carte publicată în colecția Matesis a editurii Herald, o carte aflată în campania Cum ne ajută știința, campanie pe care o găsiți pe site-ul editurii Herald, de altfel toate cărțile de pe site-ul editurii Herald din aceste colecții Cogito și Matesis le găsiți cu o reducere substanțială în cadrul acestei campanii. Mulțumim foarte mult, George Arion Junior, pentru prețioasele informații și mai ales pentru părerea unui tânăr despre importanța cărților de popularizare a științei. Noi ne dăm întâlnire la un nou episod, la o nouă ediție a rubricii Cărți deschise pentru minți deschise, că tot pomenea puțin mai devreme George despre să avem mințile deschise referitor la felul în care se realizează anumite lucruri ce țin de tehnologie. Până atunci aveți o zi minunată în continuare și lectură plăcută. La revedere! La revedere!